Ați fost prezentat astăzi candidatul PNL pentru președinția Consiliului Județean la Tulcea. Da. Ați mai candidat și da. Acum 4 ani. Numele meu este George Șișcu, sunt deputat la al doilea mandat în Camera Deputaților, în Parlamentul României, în Camera Deputaților, și provin din organizația PNL Babadag, unde am plecat în 96 ca consilier local, am ajuns consilier județean, vicepreședinte la Consiliul Județean Tulcea și iată, sunt la al doilea mandat de parlamentar. Am crescut, cum se crește, treaptă cu treaptă, fără să luăm liftul, știți cum se spune. Bun, am mai candidat, într-adevăr, la funcția de președinte a Consiliului Județean la ultimele alegeri, în 2020. Am pierdut la foarte puțin, la vreo 4.000 de voturi. Și de data asta sunt convins că voi câștiga. Am alături de mine o echipă foarte frumoasă, niște oameni foarte determinați, niște profesioniști în adevăratul sens al cuvântului. Și să mai spun o dată ce am spus la conferință, le doresc tuturor candidaților din Partidul Național Liberal să aibă echipă cum am eu. Aveți gândite ceva proiecte pentru Consiliul? Fără discuție, voi face o conferință de presă unde voi prezenta programul de la care n-aș vrea să mă abat în cei 4 ani care urmează. Sunt idei pe care încă le așez pe hârtie cu colegii mei, dar important este să facem din Tulcea un județ al oamenilor liniștiți, fericiți. Oamenii trebuie să înțeleagă și să perceapă pe președintele Consiliului Județean că lucrează pentru ei. Eu îi asigur pentru cel că eu îi iubesc, am Tulcea în toate celulele mele, eu n-am plecat niciodată din județul ăsta. Sunt născut, crescut și locuiesc la Babadag de aproape 60 de ani, aproape, nu încă, dar nu există localitate în județul Tulcea unde să nu fi fost, unde să nu cunosc pe cineva. Mulțumesc!